În acest videoclip împărtășim 6 sfaturi cheie de luat în considerare atunci când lucrați cu copii care se confruntă cu traume de război. Să comparăm o experiență traumatizantă cu o arsură. Când aveți o arsură gravă, cu siguranță aveți nevoie de îngrijire medicală de specialitate. Dar înainte de a merge să vedeți un medic, puteți minimiza amploarea sau adâncimea arsurii, ținând-o sub apă rece. Persoanele care au fost traumatizate au nevoie și de îngrijire profesională. Dar atunci când sprijinul terapeutic nu este disponibil imediat, oricine poate oferi primul ajutor emoțional. Cunoaște-te pe tine însuți, punctele tale forte și limitele tale. Dacă nu ești terapeut, fii conștient de asta, așa că nu oferi terapie. Lăsați îngrijirea profesională profesioniștilor. Nu cereți refugiaților informații detaliate cu caracter personal pentru a evita riscul de retraumatizare. Cu toate acestea, fiți conștienți de faptul că puteți face multe, la fel ca apa rece de pe arsură. Oferă stabilitate. Refugiații au fost smulși din casele și comunitățile lor. Tot ceea ce este sigur a dispărut brusc. Cu cât găsesc mai repede un nou tip de stabilitate, certitudine și structură, cu atât mai bine. Dacă vă implicați, luați în considerare faptul că stabilitatea, odihna și pacea sunt esențiale. Fii de încredere. Câștigați încrederea copiilor. Înțelegeți că nu este ușor pentru acești copii să aibă încredere în cineva pe care nu-l cunosc atunci când tocmai au scăpat de o criză cauzată de cineva pe care nu-l cunosc. Mergeți încet, urmați întotdeauna ritmul copilului și asigurați-vă că copilul se simte în largul său. Nu exagera și nu da importanță pașilor mici. Fii ambițios, dar realist. Fii empatic. Copiii care au trecut prin război au o cu totul altă perspectivă. Ceea ce ți se pare normal, poate părea anormal pentru ei și invers. Încearcă să te pui în locul lor. Concentrează-te pe ascultare și oferă-le oportunități de a se exprima. Pune întrebări deschise cum ar fi: de ce? Ce? Când? Cum? Etc. Și orice s-ar întâmpla, încearcă să nu judeci. Oferă-le posibilitatea de a se exprima prin desen, pictură, muzică și joacă. Dar niciodată nu insista. Orice s-ar întâmpla, lasă-i întotdeauna să conducă. Comunicați în siguranță. Chiar dacă nu înțelegi limba, fii conștient de faptul că mai mult de 90% din comunicare constă în comunicarea non-verbală, limbajul corpului și tonul vocii. Încearcă să faci contact vizual și să zâmbești. Să ai o postură deschisă și să încerci să fii la același nivel al ochilor cu copilul. Consideră utilizarea tactilă cu atenție atunci când lucrezi cu copii și tineri vulnerabili. Tăcerea este în regulă. Poate servi ca un moment de reflexie și odihnă sau poate încuraja copiii să vorbească. Utilizează puterea jocului. Joaca este esențială pentru copiii aflați în criză. A se juca este cel mai natural și mai autovindecător proces pentru copii. Orice joc poate fi terapeutic și mulți copii procesează experiențe traumatice prin joc. Joaca poate fi catarhică deoarece îi poate ajuta să lucreze în afara emoțiilor și să găsească alinare pentru frustrările din trecut prin imaginația lor. Joaca este un drept important al copiilor și un mod sigur de a învăța. Prin joc, stimulați dezvoltarea fizică, emoțională, cognitivă și socială a copiilor. Aruncă o privire la platforma noastră web Street Smart Joaca pentru a găsi jocuri pentru copiii refugiați. În concluzie, nu subestima impactul mare pe care îl poți avea oferind lucruri mici și simple. Iar atunci când ai nevoie de sprijin, nu ezita niciodată să apelezi la experți. Am adunat deja câteva informații și link-uri cu privire la mobileschool.org/refugee. Mulțumim pentru implicare! Pace!